Universitatea a pierdut duelul cu FCSB. Tremură acum că poate rata locul 3 și automat prezența în Europa. În fața peste 25.000 de spectatori, oaspeții au avut prima mare ocazie a partidei de pe Ion Oblemenco, însă Denis Man a fost blocat în ultima clipă de intervenția extraordinară a lui Mateo Fedele. Tânărul Mihail a avut șansa deschiderii scorului cu un șut din interior, însă Planici a respins din apropierea liniei porții. Oltenii au rămas în atac, iar în minutul 22 Bărbuț i-a pasat excelent lui Alexandru Cicâldău, însă decarul științei nu a găsit drumul spre gol. Oaspeții au primit o lovitură de pedeapsă în minutul 32 în urma unei intervenții nejustificate a fundașului Isaac Doncor la Florinel Coman. Tănase a șutat pe mijlocul porții de la punctul cu VAR, iar FCSB era în avantaj încă din prima repriză a meciului. Valentin Mihăila a fost aproape de a readuce egalitatea pe tabelă chiar înainte de intrarea la cabine, însă reflexul impresionant al lui Bălgrădean a făcut ca scorul să rămână neschimbat. Universitatea a și înscris, însă reușita lui Chelici a fost anulată pe motiv de fault în atac. Asediul la poarta oaspeților a continuat și în repriza secundă, însă albaștrii nu au reușit să înscrie, deși au avut situații excelente, cea mai clară fiind foarfeca din lateral a aceluiași Valentin Mihăilă, minge ce a fost deviată de un fundaș și s-a scurs pe lângă vinclul porții lui Bălgrădean. Lovitura de grație a fost dată de Man la ultima fază a partidei, mingea intrând în plasă și după atingerea nefericitului Doncor. Universitatea Craiova nu reușește să treacă peste complexul FCSB, iar Corneliu Papură și elevii săi mai au doar 3 puncte peste ocupanta locului 4, FC Viitorul, cu 2 etape înainte de finalul sezonului. Ne pare rău pentru acest eșec, chiar dacă am jucat mult mai bine ca ei, ne-am creat mult mai multe ocazii, ei au avut 2 ocazii și am scris. Asta este, nu avem ce să facem. E locul 3 în pericol? Din opinia mea, nu. Eu nu cred că o să pierdem locul 3 niciodată. Mai sunt 2 etape, cu siguranță vom scoate punct. Mergeți la Cluj să câștigați? Normal. Orice meci am mers cu gândul la victorie. Nu a fost niciodată problema să mergem la egal sau ceva de genul. Se încinde lupta la titlu? Dacă bateți voi la Cluj? Nu ne interesează. Nu ne mai interesează ce se întâmplă acolo în primele locuri. Noi trebuie să batem la Cluj și să ne menținem locul 3. Simți că acest sezon este unul ratat pentru Universitatea Craiova? Păi este un ratat. Acum trebuie să ne gândim la sezonul viitor. Nu avem ce să mai facem. Cupa s-a dus, campionatul s-a dus. În atac, cum merg lucrurile? Uitați că nu marcați, mai ales voi jucători de atac. Da, trebuie să fim mai concentrați. Nu știu ce s-a întâmplat. Am avut eu, știu sigur, am avut vreo 2-3 ocazii. Trebuie, nu știu, să ne antrenăm mult mai mult. Suntem fericiți că încă mai suntem în cărți. Erau importante cele 3 puncte. Acum așteptăm să vedem ce vor face cei de la CFR. Sunteți suporterii Craiovei etapa viitoare? Da, și ai Craiovei și ai Loastra. Sperăm să se încurce. Cum ai simțit-o pe Universitatea Craiova în meciul de astăzi? O echipă foarte bună. Joacă bine acasă. Noi ne-am creat ocazii, dar pe contraatac. Sunt o echipă bună care, părerea mea, că poate să crească mai mult. Publicul? Cum ți s-a părut? Senzațional, ca de obicei aici. Și voi să aveți la Craiova? Da, normal. Ne-am dorit și noi să fie la fel de numeroși și la noi, cu echipele mai slab cotate, dar le mulțumim celor care vin mereu și ne susțin și sperăm să vină și meciurile următoare. La finalul jocului apucați să vorbești cu jucătorii de la Universitatea Craiova să le cer să învingă CFR-ul? Nu, cum să le cer eu să învingă CFR-ul? Sunt jucători profesioniști și cu siguranță vor să câștige fiecare meci. Cred că a fost un joc bun, un joc frumos. E o plăcere să joci pe un stadion nou, un stadion frumos cu 30.000 de oameni care susțin echipa adversă. Și mă bucur că am câștigat cele 3 puncte. Echipa mea a făcut un joc bun din punct de vedere tactic și din punct de vedere al atitudinii, al determinării. Au fost agresivi și îi fericit pe jucători. Au dat tot ce au avut mai bun astăzi ca să câștigăm cele 3 puncte. Mergem până la capăt, mai avem 2 finale de jucat și sper să le câștigăm. Să ne facem datoria, după care vedem ce se întâmplă. Întrebări dacă sunt. Rezultatul just, așa după cum s-au împărțit ocaziile, să zicem. Da, cred că este just. Eu cred că am dominat, am avut ocazii, au avut și cei de la Craiova ocazii care puteau să înscrie,
dar noi am avut ocazii și mai clare și cred că puteam să închidem meciul mult mai devreme dacă la situația lui Man dădea gol acolo, stăteam mai liniștiți un pic pe bancă. Ambele reprize au fost prelungite cu câte 5 minute, foarte multe trageri de timp și nu neapărat și accidentări. De ce a fost tensiunea asta în teren? Tot timp, nu, no. Miza e atunci când joci o finală de Champions League sau Europa League sau sunt două echipe bune, două echipe puternice și tot timpul au ieșit meciuri frumoase atunci când am jucat cu Craiova. Chiar o echipă frumoasă, o echipă care joacă deschis și este normal. Există adrenalină atunci când ești în teren și îți dorești să câștigi fiecare... Fiecare joc dorește să câștigi fiecare minge, fiecare metru de pătrat și atunci este normal să fie să ai o atmosferă de, nu știu, de luptă, ca să spun așa. Dar nu au existat alte injurii sau nu. Arbitrajul cum vi s-a părut? Foarte bun. În primele minute, minutul 6-7, Craiova a sugetat un penalti acolo în care ăla... Nu știu să vă spun, n-am văzut, e greu să, de pe bancă e greu să poți să vezi faza foarte bine. Dacă arbitru nu a dat, și noi am avut foarte multe, nu neapărat în meciul de astăzi, am avut foarte multe probleme, dar nu cred că am discutat niciodată și nu vreau să discut nici acum. Eu cred că a fost un arbitraj bun și așa cum trebuie să fie toate arbitrajele. Aveți emoții pentru meciul de mâine? Nu, am spus că ne dorim să mai câștigăm celelalte două meciuri, după care vedem dacă se poate mâine să ne apropiem la mai mult decât de CFR Cluj, foarte bine. Dar în cazul în care CFR bate rămân 5 puncte cu 2 etape înainte... Totul e posibil, pentru că va fi și meciul cu Craiova, vedem. Are putere Craiova să câștige la CFR? De ce să n-aibă putere? Craiova e o echipă bună. Craiova e o echipă puternică, dacă joacă la fel cum a făcut-o astăzi, cu atâta determinare și cu suflet, cu siguranță vor pune probleme. Craiova e o echipă puternică. Totuși ați avut foarte mulți tineri, pentru că și acolo se joace cu tine foarte mulți. Pai cu nume și cu adevărat a intrat. Aici nu vreau eu, dumneavoastră știți mai bine probabil. Sau Corneliu Papură. O seară tristă pentru iubitorii fotbalului din Craiova. Dar... Marele regret pentru această seară este faptul că nu am înscris. Că meritam pentru publicul care ne-a fost alături întregul meci. Le mulțumim pe această cale, dar păcat că nu am reușit să înscriem. Un rezultat de egalitate era echitabil? Având în vedere aspectul jocului, sper să nu mă înșel așa. Nu, cred că dacă înscriam, puteam să întoarcem ușor cu... Dar, până la urmă, un rezultat de egalitate pare echitabil. Toate că până în minutul 31, cred că noi am fost la cârma jocului și au avut așa puține... au trecut de foarte puține ori să meargă la noi în careu. Și au o decizie destul de neinspirată a fundașului central, a făcut să deschidă scorul. Am să vă rog să închideți telefoanele sau să le dați pe silențios, totuși. Să-și va pe ambiție ocazii de ambele părți, credeți că până la urmă valoarea individuală a jucătorilor și a lotului, a făcut diferența? Nu neapărat. Cred că neinspirația în fața porții, iar decizia destul de așa neconformă cu realitatea din teren a fundașului central, în primul rând că a ieșit acolo în când adversarul nu avea nicio șansă să ne creeze superioritate sau să ne pună în pericol și a dat atac decisiv. Întrebam de lot că pare că aveți unul destul de subțire. Sunt foarte, foarte mulți accidentați. Da, și pe final de sezon, gândiți-vă că nu este ușor să... Nici nu mai e când să-i recuperezi. Practic vin după două săptămâni de accidentare când să se antreneze, când să mai poată să vină la o formă fizică bună, acceptabilă, să poată să reziste unui meci. Și unui meci pe final cu echipe bune. Cu echipe care au un ritm destul de bun de joc. Crezi că ar trebui să stai de vorbă cu Mihailă, pentru că în ultimul timp are alegeri ciudate în fața porții, în momentul în care vine mingea spre acea semifoarfe că a mai încercat-o? Da, cred că a fost ghinion, că l-a șters adversarul. Și l-am văzut în poartă din unghiul în care eram.
cred că se impunea, trebuie să fie totuși creativ în fața porții. Forfecă, să dribleze, să-și aleagă, eu știu, cât de creativ, dar important este să înscrie. Pentru că a avut o situație de 1-1 cu portarul, în prima repriză, dacă nu mă înșel, putea să fie mai inspirat. Atacații noștri iarăși pe zero. Cred că important este că totuși aduce mingea de foarte multe ori acolo. Să sperăm că pe viitor vor reuși să înscrie. În minutul 6-7, cred că vederea celor penalti, eu m-am întrebat preluare și mi s-a părut penalti. S-a discutat ceva? Sincer, nu. Sincer, nu mă preocupă arbitrajul. Cel mai important lucru pentru mine și pentru meseria mea este de câte ori pot să-l aduc pe Fedel în careu. Dacă arbitru a fost... Nu, chiar nu pot să dau. Mă preocupă mai mult jocul echipei mele. Dacă puteam să punem mai multă presiune în seara asta pe Steaua sau nu, dacă putea Fedel să ajungă de mai multe ori în situația de 1-1 să fie faultat, cam asta este ceea ce mă preocupă. Multe cartonașe, scopul, scuză mijloacele, eu știu, pentru o echipă de locul 2, așa, nu văd cu ce am fost inferiori. Asta este regretul, că nu suntem noi în locul lor. Poate au fost mai pragmatici, mai inspirați în seara asta, dar nu cred că au meritat să învingă. De subțirimea locului și de accidentați. Domnul Dărâșa spunea înainte că poate Craiova a câștigat la CFR în condițiile astea în care aveți accidentați și... Cu siguranță, jucătorii care vor fi folosiți acolo, de aia sunt în lotul Universității Craiova, să joace și să câștige cu orice echipă. Pentru asta sunt... Dar cu siguranță, eu vă rog să mă credeți sincer, jucătorii pe care îi introduc, eu am încredere în ei că se vor ridica la nivelul jocului. Pentru asta sunt aici și ei trebuie să demonstreze acest lucru. Pentru că sunt la Universitatea Craiova și se ridice la pretențiile și nivelul la ceea ce ne dorim noi ca și club. Aceste ultime două meciuri sunt și decisive în privința unor dintre jucători care vin sau nu? Nu neapărat un meci. Adică dacă a făcut un meci bun, asta înseamnă că, eu știu, i s-a prelungit contractul sau va rămâne. Vă dați seama, sunt mulți factori pentru continuitatea unui jucător la un club. Adică e de-a lungul sezonului ce a reușit. Așa, ultima impresie contează, dar trebuie o analiză clară, să știi cu cine pleci la drum și la ce te poți aștepta de-a lungul unui sezon. Adică nu am făcut un meci bun sau slab, asta înseamnă ceva. Etapa viitoare, Universitatea Craiova se deplasează la Cluj pentru duelul cu liderul CFR într-un meci foarte important pentru păstrarea locului 3 în campionat și accederea în preliminariile UEFA Europa League.